Poseidon is very dangerous. Very dangerous. Very dangerous? It's very fast. You very fast? Die, my friend. Rechini, rechini, rechini. Bă, băiatule! Bună dimineața, astăzi este a treia zi și ziua de aquapark. O să mergem la cel mai mare aquapark din lume, cu cele mai multe tobogane din lume, care o să fie super mișto probabil, așa că nu uitați de like și subscribe dacă sunteți noi pe canal și haideți să începem aventura pe ziua de azi. Let's go! Suntem fix acum pe insula artificială, Palmier. Urmează să intrăm fix în vârf de tot, vezi acolo e parcul acvatic. O lăsăm pe domnișoară să se bronzeze. Și noi mergem la tobogane să vedem cum începem. După aceea te dai și tu cu mine, da? Sigur! Nu ala spune, nu se dă și cu mine pe ceva. L-am luat pe tatăl meu aici să vedem pe ce tobogan ne dăm primul. Ăsta este cel mai insane tobogan de aici, care te bagă în rechin, care rechinii sunt aici. Abia aștept să mă dau prin ăsta. Speria de pisică de mare, și nebun. A părut să random așa. Interesant e că ne pune să scanăm și la început și la ieșire, să vadă dacă suntem ok, știi? Dacă am... Da. Începem să luăm cam multă altitudine. E dublu ca înălțime acum. Toboganul ăsta e de la ultimul etaj. Acum ne duce direct pe autostradă. Ți-am ieșit pe râu. Nu știu unde ne ducem, vedem unde ne oprește râul ăsta acum. Suntem pe banda rulantă și ne urcă, vezi? Nici nu ne-am mișcat de pe ăsta. A few moments later. Țineți-vă bine râul rapid în față. Oulă! Mamă, mamă, ce rechia! Chiar ne ieșca un râu. Vrei să ne dăm jos? Nu, nu. Mai continuăm pe acolo? Da. Bine. Ne plimbăm pe râul ăsta. Bun și bine. Ne-am plimbat peste 30 de minute pe râu, unde a fost destul de intens, dar după m-am dus după Ioana și am reușit să o conving să se dea pe un tobogan cu rechin. Stați să vedeți ce urmează. Hai bebe, că nu-i nimic, nu-i nimic, hai. Uite, vezi? Yes. Hop. Uite rechinul! Nu, calmează-te, așa funcționează, ca să te uiți. Ezi, acum după ce te-ai calmat, care e situația? Da, am tremurat puțin după ce am ieșit de acolo, dar acum dacă mai pune să mai mă dau tot în chestia aia, mai m-aș da. Eu fiind fricoasă de așa ceva, da, era dau seama, da. Normal să am reacția asta, dar acum că știu la ce să mă aștept, e ok, n-am zis nu. Mă bucur, e un plus. Da, cum să nu ții în cap? Nu mi-o iau în cap deloc. Trebuia să ne luăm și noi ceva de mâncare și am luat shawarma, să vedem cum e aici în Dubai. Cum e? Foarte bună. Bun. Poftă bună, trebuia să mâncăm și noi ceva și după sunt șanse să mă iau pe Ioana, poate pe un tobogan ceva, nu știu. Poate. Trecem la următorul turn și o să mă dau în chestia care e cea mai mică coadă și care zic că e cel mai insane de aici, că de-aia are mică coadă, că nu prea se dă multă lume, de frică. Poseidon is dangerous. Very dangerous. Very dangerous? It's very fast. Very fast? Hi, my friend. Hai că m-a avertizat și ăsta să-mi zică, are you sure? It's very dangerous. Hai că... Mamă, cât de sus urc. Poseidon revenge. Oh my god. Cred că știu despre ce e vorba. Uitați-vă în ce vreau să mă dau eu. Eu acum am realizat în ce mă duc. Te dă din picioare. Cred că ajung să mă dau în unul dintre cele mai rele în momentul de față. Din motive de siguranță nu m-a lăsat să filmez, pentru că viteza este foarte mare și riscul să scap GoPro era foarte mare. Dar vă las filmarea asta de pe internet plus reacția mea de după. Doamne, m-a dat peste cap. Așa, gen m-a dus. Wow, deci m-a dat peste cap. M-a intrat apă peste tot. Când am văzut că mi-a dat drumul, mamă, deci acolo te pui în ceva și îți dă drumul la picioare.
Da, știu că îmi dai am încercat să te dau pe tine. Mamă, a fost incredibil asta. Mi-a intrat apă peste tot în nas. Trecem acum la al treilea turn. Hai să vedem ce găsim noi, să mă dau și eu rapid. Și după aceea o mai iau pe Ioana să vedem cum o mai speriem. Dacă fata din spate dă like și voi trebuie să dați like. The tallest vertical drop in the Middle East. În asta vreau să mă dau. Eu le digo. I know this is the longest. Yeah. And the tallest. Yeah. Oh my god. Bye bye. Mamă. Cel mai lung. Wow. Wow, wow, wow. Mamă. Aici m-am luat pe neașteptate. De la jumătate n-am mai înțeles nimica. Eu nu știam că o să cad tare rău de tot deodată. Oh my god. Deci ăla ce că e cel mai înalt tobogan din lume, o să le dăm imediat poate cu Ioana, dar momentan ne dăm pe ăsta. Și trebuie să ne cântărească înainte. It's great. It's great? Da. De ce stă cu spatele? De ce stă cu spatele? Aoleu, ce urmează? Da, a făcut baie de tot. Bă, cât mai durează? Oameni, cât durează? Slide-ul ăsta m-a amețit rău de tot că m-a dat cu spatele. Dar a durat extrem de mult. Hai să o luăm pe Ioana, să o dăm și pe ea. Da, stai. Bă, ce viteză am prins. Mă rog. Deci am luat și noi o scurtătură cu râurile astea. Și aparent am ajuns o scurtătură de apar la unde suntem. A venit vremea să mă dau în cel mai periculos. Acesta. Cu tot cu pisică de mare și cu rechini. Cel mai periculos tobogan din Dubai și în top 10 din lume. Ne dăm acum pe el. Oh my god. Acum e acum. Rechini, rechini, rechini. Bă, băiatule! Mamă, mi-a făcut pielea de găină, Jonuțule! Nu puteam să plec până să nu încerc unul dintre cele mai periculoase tobogane din lume. Uite, în ăsta m-am dat eu atunci de nu m-a lăsat cu GoPro pentru că te dă peste cap. La asta te-a lăsat fără colac. Da, uite, 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 îl dă peste cap. Vezi, după aceea, bam, te urcă până acolo și după aceea te cade din nou. Ai ceva, băiatule, ai ceva în tine care nu te... Am reușit să o convinc să se mai dea pe un ultim tobogan. Cum adică? Hai, vino încoace. Ce, băi, lasă-mă că am declarat aici deja că te dai, deci te dai. Cel mai înalt tobogan din lume, cică. Dar nu cred asta. Cred că ar trebui să tac din gură. Cel mai ce? Nu mai, da, n-ai auzit nimic, lasă așa. Cel mai înalt tobogan din lume? Da, nu știu dacă nu e adevărat. Vreau adevăr. Să-i mă dau. O, bă, că nu e asta. Hey. Bă, nu cred că e pe bune, e doar marketing. Da, mă, lasă-mă cu marketingul tău. E marketing, nu e pe bune. Cel mai înalt water slide din lume. Da, a fost puțin mai rău decât ne așteptam. Și uite așa s-a încheiat aventura noastră din parcul acvatic. Mai erau tobogane de încercat, dar cu altă ocazie mai încercăm. Nu uitați că în următorul vlog o să mă dau în cel mai rapid roller coaster din lume, de la 0 la 240 la oră în 5 secunde, așa că mare nebunie o să fie următoarea zi la Ferrari World. Nu uitați de like și subscribe și ne vedem în vlogul următor.